Eu nu sunt de acord cu cei care sar la gâtul lui Ion Cristoiu și o să explic de ce, că nu e în regulă, nu e fair. Da? E dreptul domnului Cristoiu să abordeze, să te rog atunci să fii în dezacord cu mine. Nu poate că e trădător, hai să fim serioși. Nu, te rog să fii în dezacord cu mine, pentru că eu sunt cel care l-am criticat. De ce? Pentru că el deconstruiește o strategie jurnalistică și o face cu bună știință. Ion Cristoiu este suficient de inteligent, iar faptul că el cântă pe același ton și pe aceeași notă cu Ioana Ene Dogioiu, încercând să spună că nu e mare lucru, ce înțeleg eu când el zice că nu e mare lucru? Păi nici fapta nu e gravă. Dacă dosarul de la DNA e subțire, nici fapta nu e gravă. Eu nu accept așa ceva. Stai pic, el zice că nu e mare lucru în dosar. Tu ai pus subiectul pe masă. Stai pic, el zice că nu e mare lucru în dosar. Nu că nu e mare lucru cu faptul în sine, dacă se demonstrează. Păi și cum nu e mare lucru, cum nu e mare lucru în dosar? E mare lucru când în dosar. Ce este? Denunță? Nu? Dar ce? Unde apare col de abie? Sunt înregistrările, sunt circuitele financiare, sunt sentințele consecutive. Omul ăsta a beneficiat de serviciul lui Coldea. A ajuns la 4 ani. Trebuia să-și ia 10. Cine? Vorbim de Hidec? Hidec, da. Da. Păi de asta zic că omul acum aproape că se crede erou și nu-mi place chestia asta. Da? Eu nu iau apărarea lui Hidec. Pentru că nu e erou. Ascultă-mă. El este denunțător. Dacă hai, luăm o surpriză. Hai să-ți fac o surpriză. Hidec a făcut parte dintr-o grupă concurențială cu Coldea. Deci Coldea jumulea corporațiile multinaționale din zona alimentară. Da? Toate astea, hipermarketuri, supermarketuri, le lua comision, nu numai de la OMV, lua de peste tot. Și atunci niște șmecheri l-au folosit pe Hidec și Dragnea a fost printre acești șmecheri și a zis, bă, ok, tu Coldea îi jumulește acolo, dar noi aducem aparatură care depistează, aparatura asta de la Hidec, că carnea, că virgulă carnea, adusă de acele hipermarketuri e veche de 20 de ani, deci e nocivă. Bang! Că roșiile nu sunt bune pentru azi. Bang! Că aia... Și atunci îi chemăm noi, la noi, să ne dea și nouă șpaga pe partea asta altă, să nu i-o mai dea numai lui Coldea. Știu că nu vrei să mă ascult, știu că ești nervos. Astea sunt niște lucruri clare care s-au întâmplat. Cum să fiu nervos? Deci a fost o competiție între șmecheri. Din competiția asta între șmecheri, din competiția asta între șmecheri, șmecherii din jurul lui Hidec au pierdut. Și Hidec a fost dus la faliment, cu bună știință. Îți reamintesc că Dragnea a fost cel care a vrut să investească 30 de milioane în infrastructura lui Hidec ca să o pună la dispoziția statului. Da? Și n-a reușit. Bun. Și de ce e slab dosarul? Numai pentru că e Hidec antipatic sau pentru că e mason? Treaba lui. Nu, pentru că nu lămurește cel mai important lucru. Adică această chestie e numai pentru ăștia care l-au jegmănit pe Hidec. Problema mea în legătură cu acest caz este ceea ce apărea prin presă mai de mult și îmi pare rău că nu vreau să uităm, da? E vorba, eu am citit un articol din Washington Post, nu din România, dar care fac și o anchetă, se făcea atunci, cred, nu mai știu, că e 2019-2020, se făcea o chestie teribilă, se ancheta, dumne, pandemia asta generată de coronavirus, a fost exploatat, adică cum se numeau ăia, profitorii de război, acum se zice profitorii de pandemie, au ieșit repede la iveală și analizau că Columbia, Argentina, Bangladesh și România, Cosmin Gușe, asta făcea Washington Post. Ce se spune atunci? Și domnul Hidec n-a infirmat, dar din contra a confirmat că exista firma Romwine & Coffee SRL, care de fapt era aruncată un pic în față, în spatele ei stând Sanimed International al lui Hidec. Bun, m-am gândit cu potriva. Dar ce legătură are cu col de asta? Acum îți spun ce legătură are. Și această chestiune deci s-a transformat în mare afacere cu măști, pe care presa a abandonat-o. Auzi, acum, mult mai mică decât a lui Pițurcă. Ok. De milioane de așa, când vorbim de milioane care mult mai mică decât a lui Pițurcă, care Pițurcă a făcut împreună cu Ludovic Orban și cu Coldea. Pe mine mă interesează. Pe mine altceva. Și aici, dacă nu o lămurim pe asta, nici mă mai uit la cazul ăsta, pe cuvântul meu. Iată ce mă interesează. Domnul Hidec a fost doctorant SRI. Mi se pare, nu știu cum îl cheamă, pe șeful de doctorat, care a fost predat altul. Doctorant SRI. Adică ești în sistem, domnul Hidec. Și acum, întrebarea mea este asta, care trebuia să deschid la acest dosar.
Și cu cine ai colaborat? Cine te-a ajutat? Prin cine de la servicii ai făcut? Mă, Ioane, eu sunt de acord. Eu sunt de acord. Eu sunt de acord cu tine. Hai să spun eu o întrebare. Hai să spun eu o întrebare. Nu, stai un pic la punctul ăsta. Este mai grav că Hideg o fi fost doctorant la SRI decât faptul că Ion Cristoiu a fost informator al securității? Nu știu, asta nu, aia nu. Nu știu, mă, Ioane. Băi, Ioane, stai un pic, suntem în campanie electorală. Se gândă, nu știu, nu știu, ce mă răspunde? Răspunde, păi că e, hai, eu mă întreb, dacă Cristoiu, în baza faptului că a fost informator al securității, păi răspunde la ordinele lui Condea? E în dosar Ion Cristoiu? Hideghe? Păi nu. Cristoiu a intrat în dosar, că zice că dosarul nu există. Cristoiu s-a băgat între apărători. Nu stau să-l judec eu acum pe Cristoiu. Că atunci când el... Din punctul meu de vedere, Cristoiu îl apără pe Condea. Stai puțin, Cosmin, că am pe o propoziție pe care trebuie să o rostesc la un moment dat. Dar încă o dată, eu vreau să știu, domnul Hideg, dacă răspunde la chestia asta, deja încep să mă interesez de dosar. Adică, cu cine ai făcut asta? Ai făcut-o cu Condea? Oh, păi asta e subiect, pentru că eu nu cred că n-a făcut-o cu Condea. Eu nu cred. Eu o să spună, nu, domne, eu eram prieten cu ăsta, Chinezul. Ei, păi stai puțin, această operație ai făcut-o cu cineva și poate. Poate că nu le-ai dat banii lor, poate că 600.000 erau banii lor, promiși, poate cine știe. Nu știu, eu imit acum aiurel. Domnul Hideg trebuie să lămurească cu cine ai făcut. Că dacă spui că ai făcut-o tu așa ca om de afaceri, gata, n-are rost. Înseamnă că ești tot cu sistemul și noi te prezentăm că e rău și tu nu știu ce ești. Asta pe de-o parte. Doi. În momentul treaba are Hideg, adică de ce îl discutăm pe Hideg? Păi nu, păi eu vreau să știu cu cine a pornit afacerea de care i-a acuzat. Nu să știu despre Condea, tu să-mi spui mie despre Condea, lasă-mi pe Hideg. Eu nu cred că n-a făcut-o cu Condea. Treaba lor. Dacă e așa, să-l tragă Condea și pe Hideg în groapă. Eu vorbesc despre statul paralel. Treaba asta cu Hideg pe care a făcut-o. Hideg nu era statul paralel. Treaba asta cu Hideg pe care a făcut-o este 1 la 1000 din cât a făcut Condea în țara asta și vine eu Cristoiu la mine. Să spună, dosarul este subțirel, să trăiți domnul Condea, vai ce bine că m-ați sunat. Păi nu e rușine, mă, lui Ion Cristoiu. Mare, baban. Nu e rușine lui Ion Cristoiu să facă așa ceva? Păi, dar n-are dreptul, măi, Cosmin, să stai mă puțin, mă. Uite, și acum rostesc propoziția cheie. Dacă e vorba, dacă Hideg este mare erou, păi atunci de ce nu este mare eroină Elena Udea? De ce nu este mare erou Sebastian Ghiță? Ăștia sunt aruncați. Nu ei l-au executat pe Condea? Nu. Adică nu, noi vorbim acum când ăsta e pensionar. Este diferență mare. Asta. Te prefaci că nu știi, vorbești cu doctorul. Nu mă detona. Nu e adevărat. Elena Udrea și Sebastian Ghiță au fost... Da? Membrii de frunte ai statului paralel alături păi, de Condea. Da, dar ei l-au dat jos pe Condea când era în funcție. Care mi se pare o chestie foarte tare. Ce, asta exclude faptul că... Cine l-a dat jos pe Condea? Nu! Cine? Cum nu? Cine l-a dat jos pe Condea? Păi, dracu, cine? Elena Udrea și Sebastian Ghiță, că ei au publicat documentele din Seychelles. Aia a venit cu faptul că o bărbată s-o venea, i-a ordonat, i-a pungat de 500.000 de euro, două lui Dâncu, două lui ăla. Păi nu e adevărat. De ce a fost dat afară Condea? Nu e adevărat. Condea a fost dat afară pentru că Iohannis nu putea conduce direct SRI-ul. Păi da, i-a oferit armele Elena Udrea cu... Păi era în timpul... Păi mă, dacă îi le oferea lui Iohannis, Elena Udrea nu era la pușcărie. Da, dar era în funcție Condea. Cu ăla nu se lupta nimeni. N-a venit domnul Hideg când era în funcție să spun asta. Dar ce-i cu Hideg ăsta? Ți se pare că l-apără cineva pe Hideg? Te rog frumos să uiți. Te rog frumos să uiți de Hideg. Elena Udrea e venit în pușcărie. Elena Udrea în pușcărie, ăsta Ghiță e fugar. Ăstea sunt consecințele războiului cu Condea, Cosmincușe. Nu am treabă cu ei, că probabil că au și ei vinovății. Dar cred că și domnul Hideg trebuie să lămurească aceste chestii. Bine, mă, gata. Hai la Cristoiu. De ce l-apără Cristoiu pe Condea? Păi treaba lui. Treaba lui? Păi cel mai reputat jurnalist român de după 89 l-apără pe Condea, nu ar fi rușine păi treaba să lui? Cosmincușe, nu, stai puțin, că e vorba de Cristoiu, până la urmă nu e vorba de mine. Da, care da, este... tocmai, foarte grav. Cristoiu, așa cum îl știi foarte bine, el are politica lui Gică contra, o ați recunoscut-o dumnealui, și spune așa, dom'le, eu din ce am aflat, din ce a scăpat în presă, din...
mențiunile alea ale procurorului, nu era ce așteptam. Mă crezi că, din punctul ăsta de vedere, și eu sunt de acord, că nu este. Adică eu așteptam aici și aștept în continuare. Te-ai întâlnit de zeci de ori cu Colda ca și Cristoiu? Dar nu m-am întâlnit, dar stai puțin că vorbim despre ce a zis Cristoiu. M-a surprins. Uite, acum dăm voie să-ți fac o declarație, să nu se înțeleagă acum că sunt și eu, că eu chiar nu m-am întâlnit cu Colda și chiar n-am avut nicio treabă cu ei. Problema e așa. Tu l-a pierd pe Cristoiu, am înțeles. Problema este așa, din punctul de vedere. Eu ați fost întâlnit-o. Cristoiu explică dumneavoastră despre ce e vorba. Chestia nu este așa. Când domnul Cristoiu, și trebuie să recunoști, ziarist cu experiență, nu ești unul de la așa care s-a trăit să mă facă ziarist. Deci, ce a făcut domnul Cristoiu? A făcut ca și la Elena Udea, în timp ce toată lumea cea bandită, cutare, că a zis, stați-mă puțin să vorbim și ea, să auzim și punctul ei de vedere. Și atunci, pentru această chestiune, Elena Udea l-a contactat pe domnul Cristoiu, să ne amintim, dă voie să fac un pic de istoria poveștii, l-a contactat pe domnul Cristoiu, i-a dat jurnalul din care a aflat foarte multe lucruri, unele le-a spus, unele încă nu, despre acest stat paralel, în dezvăluirile Elenei Udea. Acum, în acest moment, la fel a făcut domnul Cristoiu, nu este o abatere de la ceea ce știm. Și ca paranteză, m-a surprins și pe mine teribil când domnul, nu asta ce zici tu, m-a surprins faptul că în prima zi domnul Cristoiu a zis, eu îl cunosc pe Colda, m-am întâlnit de nenumărate ori cu el. Ei, asta m-a surprins, asta e o altă, păi, o să-l întreb pe domnul Cristoiu, nu o să încep să-l pun eu la zid pe domnul Cristoiu că încă n-am eu răspuns la întrebarea asta. Bă, dar... atent, eu nu l-am pus la zid. I-am dat o șansă. I-am dat o șansă să ne spună în felul următor. Dar ce să facă? Să intre în cor? Vrei să intre în cor, domnul Cristoiu? Nu o va face. Să tacă. Păi de ce să tacă? Dacă nu e stare să ajute, domne, statul ăsta paralel a siluit România, a pus-o la pământ. Deci Ion Cristoiu, dacă nu e stare să ajute la dezvăluiri, să tacă, mă. Dar eu nu cred că domnul Cristoiu nu e vorbească de scriitorii ruși. Păi eu nu cred că domnul Cristoiu nu e dispus, că asta a făcut și asta nu înțelege foarte multe lume, sau din răutate, din... Eu nu știu ce dracu, nu știu, că nu-mi plac chestiile astea absolut de rău. Domnul Cristoiu a întins o mână că dacă Colda vrea să spună punctul de vedere că are și el s-ar putea să fie spectaculos, îi oferă această ocazie. Că nu o să vină la mine care îl înjur sau la tine, o să vină la domnul Cristoiu. Ei, eu aștept acel interviu. Numai că nu știu dacă o să-l dea, că ăla e prea hârșit. Că nu e prima oară când domnul Cristoiu... Știe și Cristoiu că ăla nu dă interviu, Ioane. Nu dă interviu. Colda în momentul ăsta îl folosește... Colda folosește ego-ul lui Cristoiu. Cristoiu la ce? Îi dă procurorul o încadrare mai blândă? Nu îi dă Cosmingu. Nu, uite, pentru dezbaterea publică, noi ne-am apucat să discutăm despre cu totul alte lucruri din cauza lui Cristoiu, care contează în dezbaterea publică din România. Da, să-ți adresez și eu o întrebare și mă interesează foarte. Dacă eu reușesc, prin metodele mele, da? Dacă eu reușesc să aduc un interviu cu Colda, mă critic, dai cu mine de pământ? Și Doamne zici, bă, nenorocitule, erai pe mână cu el? Păi sau nu. Zici, bă, ce mare ziarist ești? Aștept. Nu. Nu e vorba despre asta. I-am felicitat pe toți care au zis, domnule, eu aș obține un interviu cu Vladimir Putin, l-am felicitat pe Carlson, pe alții, pentru că interviul este important. Și atunci, dar de fapt ce ne spui tu? E un pic, fii corect până la capăt. Tu ne spui, băi, fraților, vedeți, așteaptă puțin. Băi, fraților, vedeți că Cristoiu lingușește pe Colda ca să-l atragă la interviu. Asta ne spui? E prea dur. Nu, e o metodă. Cosmingușe, nu poți să te duci. Eu spun și eu că ziarist bătrân, cu toată modestia asta la dracului, că mereu am tot pierdut. Și mi-ar plăcea să fiu tot așa, dar acum o spun sincer. Nu cred în aceste metode de anchetă jurnalistică, care sunt mai ale dracu decât anchetele procurorilor. Eu vreau ca jurnalistul să obțină probe, informații, interviuri, etc. Eu vreau să fac interviu cu Colda. Ține minte ce spun Cosmin Gușe. Și nu e spus să-l obțin. Eu vreau. Cum crezi că dacă mă duc și îl înjur mâine de mamă, ăla mai dă-mi interviu? Ai fost informator al securității? Am fost pe dracu informator. Eu am făcut ghiera la 20 de ani. Eu am făcut ghiera la 20 de ani. Ioane, am întrebat retoric. Dacă n-ai fost dintre colegii, nu mulți dintre colegii. Dacă n-ai fost informator al securității sau nu ești informator al actualului serviciu, Colda nu-ți dă interviu. Păi, eu n-am zis că mi-l dă, eu am zis că vreau.
Dacă mă întâlnesc cu Hitler, eu fac interviu. Dar nu te califici. Să nu-mi ceară cineva că dacă mă întâlnesc cu Hitler... Ioane, nu te califici. Coldea nu știe să se bată decât cu ăia pe care are la mână. Nu fi așa de sigur. Las că nu mai mi-ți dați vete de șteptăcenul. Coldea, că prostie și-a ajutat în orice intervenție pe care, deocamdată a dovedit că e mai deșteptă decât Hristoiu. Dar de ce nu mă lasă să spun interesant? L-a manipulat. Te las? Da, mă lasă să spun ceva interesant. Nu spui ce vrei în emisiune, eu numai te contrazic. Stai să spun ceva. Eu dacă mă întâlnesc cu Hitler, eu fac interviu cu el, nu le-am luat palme. Să fie clar. Da? Da? Așa și cu ăsta. Cum n-ai, bă? Nu-l pop în cur la dracu ca să-mi dea interviu. Nu! Dar voi face tot ce spun. Îi pot garanta și dacă mă ascultă și colegii din presă, să înțeleagă de ce. Că mulți au impresia că sunt Dumnezei. Nu mai e nimeni care să știe ca ei. Deci, eu dacă eu vreau să-i garantez, cu asta poți să-l câștigi pe unul. Dacă vrea, îi garantez că tot ce spune nu este modificat, interpretat și comentat de mine, ci așa cum îl spune el. Îi garantez că nu fac secțiuni din astea pe care să le ascund unde el poate vrea. Astea sunt lucrurile cu care poți să-l câștigi pe unul. Nu să-l pupi în cur neapărat. Serios. Bine, cine hai să trecem să apucăm să discutăm mine așa, și subiectul de bază. Uite, lumea zice, domnule, Hristoiu v-a stricat emisiunea și Coldea râde pe margine. Lasă-mă, dar pe rând de la pușcărie, că asta depinde de judecător. Pentru că iarăși vin și iar dăm voie să completez și ceva. Mă dau și mare ziarist, dacă îmi permiți. Dom'le, noi vorbim acum de niște oameni care își împărțeau bani. Ok, dar de ce omitem un lucru important? Că n-am auzit pe nimeni să spună cine a fost procurorul, cine a fost judecătorul. Deci, în cazul Hideg, nu vrem să știm și noi ăia care i-au dat 4 ani jumate la solicitarea lui Coldea, că așa se zice. Nu vrem să știm și noi ăla care vrea să-i dea 10, dar nu i-ar mai fi dat nici 2 luni de zile dacă da toată suma de 700.000. Nu vrem să știm? Ăia nu intră din sistem? Nu sunt ăștia culoarul de care vorbea Dumbravă? Nu ăștia, procurori. Adică era anchetator, procuror, judecător. Intrai pe culoarul lui Dumbravă. Ăla e culoarul. De pildă, eu acum când am tot vorbit și tu știi că am vorbit împreună și în afara emisiunilor de cazul Romextera, da, care este chiar lui Coldea, da, și cu politicieni și cu tot ce vrei, cu parlamentari, cu oameni răpiți din Dubai, nu vrea nimeni să mai vorbească cu Cosmin. Și de ce? Că ăla e cazul Coldea. E vorba de 2000 de miliarde, nu? Asta e 200 de miliarde. Lui Hristoiu i-ai spus de cazul Romextera ca să nu mai zică că Coldea e înger? Pe vremea când scriam în Cotidian, aveam serial cu Romextera și de atunci știe domnul Hristoiu. Chiar am vorbit, doamna Flori Maior a și fost. Eu l-am rugat pe domnul Hristoiu să priească, să arăte documentul, nu știu cum s-a finalizat. Am înțeles. Hai să venim la generalul Dumitru Iliescu. Dar să faci pe Hristoiu că e omul Coldea. Da, nu, dăm voie să sfidez pe oricine face afirmația asta, că am dreptul să fac asta. Gata, mă, ai spus-o de mai multe ori, am luat notă. Deci, acum, pentru prima dată. Nu, ai mai spus acum 20 de minute. Deci, prieteni, eu îmi spun una apărarea lui Ion Hristoiu. Bun, s-a consemnat. Da, domnule, da. E corect. E corect, mai ales că el ne-a nu cred că tu... Deci, domnule, la trupul de gândire, nu se poate... Au fost cinstite argumentele mele. Iată de ce aș vrea. Eu nu ia nu te mai lăudat tu singur. Lasă zic aia care ne ascultă dacă au fost cinstite argumentele tale. De ce? Pentru că peste o săptămână, două, s-ar putea să zici... Bă, a avut dreptate Sfântul. De ce spun? Pentru că acest caz riscă să rămână un pic pe loc și cum a bătut un pic apa, vorbeam de statul paralel, vorbeam de mari specialiști. Păi ăia crezi că nu discută acum în pădure strategii? Și nu e Hristoiu în strategie. Discută strategii cu ăla, cu ăla, cu ăla și sunt mulți. Dacă vrei așa, uite, eu chiar aș vrea ca... Domnul Coldea să înțeleagă o chestie, îl văd mult prea calm, adică eu l-am văzut și dă voie să faci o observație de scriitor acum, nu de... Da? Deci eu l-am văzut pe Coldea când se ducea la DNA, atunci, în primul moment. Da. Era speriat, hăituit, disperat. Da? Nu îi mă refer la jurnaliști, așa să zicem, jurnaliști care... Cu cine ai făcut? În care... Aia era strategie. Mulți dintre ei care făceau asta o făceau tocmai pentru a-l proteja pe Coldea. Că dacă vorbesc 10 și nu se aude întrebarea, nu va veni nici răspunsul și Coldea asta a vrut. Ok. L-am văzut, era prăbușit când a intrat. Când a ieșit, părea mult mai liniștit. Iar după 2-3 zile, aproape sfidează, mai are un pic și va spune, vă dau un judecată dacă mă mai geniți.
Atenție foarte mare. Asta înseamnă pentru mine că de asta... Păi și nu-ți spune chestia asta că ție că statul român e prăbușit? Nu, nu, stai puțin. Asta vreau să spun ca să nu zici că l-a pe cod. Acum se simte mult mai în apele lui. Și eu cred că se simte mai în apele lui pentru că toți aceia cu care lucrează, eu am scris Cosmin Guși după ce nu mai era în funcție, despre o casă anume în care el organiza multe lucruri, se amesteca în politică. E cotidianul de acum 4 ani sau 3-4-5 ani când sunt de atunci. Da? Deci, oamenii lui lucrează pentru el. Sistemul nu l-a abatut. Ca și Cristoiu. Îți spun ceva tare, fii atent. Zi. Oamenii lui Codea nu l-au abandonat, subliniez, încă. Dacă ar fi fost reținut 24 de ore, nu mai vorbesc de cele 30, 24 de ore, sistemul ăla al lui, oamenii lui, nu sistemul, oamenii lui ar fi perceput, bă, gata, îl abandonăm și luăm pe alții, că facem cu alții. Nu s-a întâmplat asta. Din acest motiv, cred că dacă acum nu se dezvoltă subiectul cu 40 de județe, cu totul, dar știi, eu spun, erau oameni care adunau banii cu geanta pentru prim-ministri și se știu lucrurile astea, când vei dori o dată discutăm și despre subiectul ăsta. Asta era Coldea. Nu trăia din suta de mii, nici măcar din alea 700 de mii ale lui Hiding. Unde sunt ceilalți? Nu-i vreo pe toți. Și atunci discutăm altfel.